Viorel Holban și-a lansat oficial la Râmnicu Sărat candidatura pentru postul de primar al orașului, din postura de independent susținut de Partidul Național Liberal. Evenimentul a avut loc sâmbătă dimineață în centrul municipiului și a reprezentat și startul campaniei de strângere de semnături pentru susținerea candidaturii sale la primăria municipiului Râmnicu Sărat. Fost primar al Râmnicului, Viorel Holban susține că s-a decis să candideze pentru un nou mandat din dorința de a fi un primar al tuturor râmnicenilor, dar și pentru că în cei 8 ani în care a fost edilul orașului, Râmnicul s-a dezvoltat foarte mult. Am considerat că este mai bine independent, susținut în primul rând de PND și cred că voi fi susținut și de nemulțumiții din celelalte partide și de toți râmnicenii. M-a determinat faptul că râmnicenii merită mai mult, că pot fi un primar al tuturor râmnicenilor și că în cei 8 ani de mandat am dezvoltat Râmnicul cum nu s-a întâmplat în istoria orașului nostru. Iar după cei 8 ani, lucrurile au mers destul de lent și ar trebui să facem mai mult pentru râmnicenii, cum am spus, ei merită mai mult. Viorel Holban este convins că cetățenii municipiului Râmnicu Sărat merită mai mult. Cu siguranță Râmnicul merită mai mult și râmnicenii merită mai mult. Nu este posibil să nu avem locuri de muncă, nu este posibil să ne plece toți tinerii din orașul nostru, să nu avem un spital unde să mergem când avem probleme. Prezent la eveniment, senatorul liberal Vlad Mircea Pufu spune că PNL îl susține cu toată încrederea pe candidatul Viorel Holban. Partidul Național Liberal susține cu toată încrederea candidatura lui Viorel Holban pentru primăria Râmnicu Sărat. Pentru că avem încredere în el, pentru că știm ce a făcut în urmă cu 8 ani, în cele două mandate pe care le-a avut ca și primar la Râmnicu Sărat, a lăsat lucruri în urma lui, sunt proiecte pe care alții n-au știut să le continue. Viorel Holban a fost primar al municipiului Râmnicu Sărat în perioada 2008-2016, dar și subprefect al județului Buzău.